ai citit pentru prima oară revista El? Prima oară am citit revista El, de fapt am primit revista El pentru prima oară în 92 sau în 93. Asta înseamnă, dacă am terminat liceul în 1996, bon bref, clasa 9, clasa 10. Deci cam atunci, cam asta e perioada. Le primeam din Franța de la verișoara mea. Ce înseamnă El pentru tine? Păi, pentru mine El înseamnă tot. E practic filozofia mea de viață. Cu El am început. Cu El am început acum 14 ani, deci pot să spun că pentru mine El înseamnă tot. El Men ar trebui să fie? El Men ar trebui să fie oglinda bărbatului contemporan, așa cum este el, cu nevoile lui, cu dorințele lui, cu tot ceea ce îl reprezintă. Sigur că e un pic complicat în spațiul local, pentru că trecerea a fost destul de bruscă și nu avem neapărat o istorie în sensul ăsta, o istorie a emoției estetice, dar eu sunt convins și cred foarte, foarte tare în noua generație. Schimbările sunt mai mult decât evidente, deci cred că asta ar trebui să fie El Men, oglinda noii generații, oglinda bărbatului contemporan.